Captive Minecraft, o serie în care suntem blocați. Și pe lângă faptul că suntem blocați, mai e și hardcore. Am mai avut noi o serie de genul, dar se numea Minecraft Blocked, pe care am jucat-o pe un server, dar acum suntem pe versiunea 1.18 și putem să ne jucăm cât vrem noi, pentru că este lumea noastră. Dar înainte să începem, apăsați și voi acolo butonul acela de like să strângem cât mai multe like-uri la seria asta. Abonați-vă și la canal dacă sunteți noi și nu ați făcut-o încă și activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le postăm. Iar acum, haideți să trecem la episod. Am și o întrebare așa pentru voi, prietenească, ca de la prieten la prieten. Păi, când deschid inventarul, nu o să punem advancement, nu? Nu o să punem achievement, nu trebuie să mă extind. Uite un chest acolo. Hei, frumosule, ce faci? Vreau să te deschid. Bă, păi, stați, mă. Am craftat. Unde e advancementul meu? Facem un crafting? Ceva? Așa da, tată. Așa da. Mamă, ce m-am speriat. Așa da, mă, așa da, bravo. Bravo, acum am și eu loc să mă mișc pe aici, dar borderul ăsta, bă, tu nu ești pus bine, băi, bordere, tu ești pus fix pe jumătatea blocului și eu pot să trec foarte puțin pe tine, ei. Bă, dar eu blocul ăsta oare pot să-l sparg? Că de ce m-a sau ăsta gen este un fel de, cum să spun eu, un fel de punct de reper. Deci ce, nici nu mă interesează. Nu o să-l sparg, o să lăsăm forț. Hai, că am și eu să fac un târnăcop, dacă e. O să lăsăm aici ca un punct de reper să ne dăm seama unde este jumătatea, unde ne-am spawnat și așa mai departe, știi? Și voi, la ce mă refer. Bun, avem aici primul nostru pickaxe cu care toată lumea începe și face și drege pe Minecraft. Bă, dacă n-ai pickaxe-ul ăsta, mă, degeaba. Și de ce nu mi-a dat advancement? Mă rog, în fine, haideți să ne vedem de aventura noastră și trebuia să-mi fac un topor ca să pot să spar lemn mai rapid, dar nu contează. Fiți atent, încotro o luăm. Uite, mergem aici puțin în jos că avem nevoie și noi de un de niște cobblestone, de un nimic. Avem nevoie de cobblestone. Ok, uite, acum s-a mai extins. Așa da, mă, așa da. Altceva. Ok, știți care e chestia? Eu am cobblestone, dar n-am chiar suficient. Vreau să-mi fac în primul rând un pickaxe și aș vrea să-mi fac și un furnal și chestii de-astea, le întrebe mie de început. Dar acum cum urc eu înapoi la suprafață, că am coborât cam mult. Cred că tot cu cobblestone-ul ăsta, pune 3 bucăți de cobblestone și 4 de dirt și gata, am ajuns la suprafață și haideți să ne facem și noi toate uneltele de care avem nevoie să ne facem din piatră. Și aparent primim advancement-uri. Forță! Da, bă, da! Uitați că au apărut, măi, au apărut următorul advancement care e smelt an iron ingot. Ok, trebuie să prăjim un iron, nu ne facem noi rost de iron. Bă, vreau să ajung și eu la un chest ăsta, că sunt curios ce se află în ele. Uite, ăsta cred că e cel mai aproape. Vreau să ajung și eu la el. Bun, pentru început suntem la început, deci trebuie să tăiem acest pomișor și știți care e chestia? Mamă, uitați aici, sugar king, cactus, bă, mi-au dat ăștia tot ce trebuie, mi le-au dat pe tavă, bă, numai că eu trebuie să ajung la ele, atâta tot. Și cum facem să ajungem la ele? Făcând advancement-uri, de asta așa, noi ce advancement-uri mai avem pe aici? Trebuie să umplem o găleată cu lavă, deci tot trebuie să găsim iron și trebuie să... Upgrade your pickaxe și... Tot iron depindem, deci trebuie să găsim pe aici pe sub pământ iron. Ăsta ar fi obiectivul nostru în momentul de față. Bun, atunci dacă ăsta este obiectivul nostru, fiți atenți, începem fix de aici de colț și începem să facem o scară așa pe sub pământ, că trebuie să ne facem un fel de mină aici ca să putem găsi iron, pentru că dacă nu găsim iron nu putem face advancement-uri, dacă nu putem face advancement-uri nu putem să ne extindem, simplu, nu? La fel de simplu ca bună ziua. Acum haideți să facem o scară până jos, că poate. Dar ce să facem, mă, line mining, mă? Ce să faci, mă, line mining aici, că n-ai unde să te duci? Mama, aud lavă, bă. Aud deja lavă, bă, da, iron, mă, iron, găsiți și eu niște iron, îmi dai și mie jocule niște iron aici, mi-l dai și mie pe tavă să-l găsesc fix în momentul ăsta? Nu-mi dă, trebuie să muncim pentru el, dar aici în dreapta aud lavă, mă, aici, aceea este lavă. Fiți atenți că eu nu cred că mi-am ales exact, metoda corectă de a mina, că gen eu minez acum fix pe lângă bordă și dacă se află iron fix aici. Undeva pe aici să fie niște iron, ce ar fi? Ar fi forță, nu? Ar fi forță dacă l-am găsit, dar nu prea îl găsim asta. E forță, haideți să ne continuăm scărița noastră, că poate avem noroc să-l găsim. Ok, am găsit copru, bă. Bă, deci cât mai dacă am găsit copru înseamnă că urmează să găsim și iron. Sunt eu 100%, încoace nu pot. Sunt eu 100% sigur că urmează să găsim iron. Fix aici lângă cuprul ăsta trebuie să fie iron. O, și lapis, da, mă, da, aici este iron sigur, mă. Aveți încredere în mine. Dacă aveți încredere în mine, atunci în cine să aveți încredere? Apălarul pot să-l iau, ok. Am găsit și de ăsta, cum îi zice, grivel. Forță, ia stai așa că mă duc eu până... Dar nu mă duc până jos, mă, că trebuie scară, că după mă complex singur ca fraierul și după o să urc așa și nu vreau. Vreau să-mi fac scara aici, deci vreau să fie frumos, să fie ce trebuie. Bă, dar parcă ceva lipsește, mă. Voi nu credeți că lipsește ceva? Eu lipseam din toată ecuația asta, gata, acum este mult mai bine. Acum este mult mai bine că mă vedeți și pe mine. Nu știu de ce am vrut eu să filmez fără voi, pentru că eu am zis că,
Nu știu. Da, e mai bine cu Eptim și acum haideți să vedem să găsim Ironul ăsta furisit, pentru că, bă, îmi trebuie Iron, măi, ca să pot să avansez și eu îmi trebuie Iron ca să pot să-mi extind border-ul ăsta, că sunt curios ce e chestul ăla, mă, că am văzut că am mai multe chesturi și, bă, sunt curios, că așa suntem noi oamenii, curioși. Aolo, păi și stați așa că, bă, am să minez până la stratul, bă, virusul 145. Păi și cum mă duc eu, mă, că mi se sparge târnă copul, mă, și eu n-am găsit încă Iron. Mă, ce joc e ăsta, mă, mă, ce mă joc eu aici, Minecraft fără Iron? Am găsit cărbune, bă, stați-mă așa, bă, nu e așa. Eu v-am zis că pe undeva pe aici trebuie să găsim și Iron, încă nu l-am găsit, dar am găsit cărbune și asta înseamnă că trebuie să găsim și Iron. Dacă am găsit cărbune, găsim și Iron. Este regulă, nu e regulă, dar o facem să fie. Și am săpat fix în scară, stați așa. Hai că, gata, mă, credeam că nu pot să mai fac scara. Dacă aici am găsit cărbune, mergem puțin mai sus și aici la fix unde este gravelul ăsta, că îl spargem mai ușor, găsim Iron, fiți atenți aici. Ascultați de mine, că pe aici trebuie să fie Iron, îl simt. Bă, păi și Ironul meu? Hei, bă, uite, am găsit lapis. A, păi, dar nu pot să ajung la el, degeaba l-am găsit. Și Iron nu mi-a dat, ia uitați-vă în cavaș gura voastră. Bă, dați-mi Ironul înapoi, hai. Hai că deja vă întregeți cu gluma, dar eu am nevoie de Ironul meu. Dați-mi Ironul înapoi, une-mi Ironul, băi. Hello, bă, Iron. Iron? Hai, forță. Forță mondială. Nu că trebuie să-l găsesc. Uitați, fac numai găuri de astea pe aici pe pământ. Stați așa să-mi repar scara. Pac, pac, gata. Să repar scara. Bă, eu trebuie să găsesc Iron. Mi s-a spart târnă copul aproape. Gata, s-a spart acum. Mergem să facem altul. Eu trebuie să găsesc Iron, că dacă nu găsesc Iron, rămânem în stadiul ăsta și mai facem nimic. Bă, ce caută ăsta aici? Bă, pleacă. Bă, doi, mă? Bă, de unde? Nu îmi zic că te-ai făcut noapte. S-a făcut noapte, bă, bă, pleacă. Bă, n-aveți voie să treceți pe aici. Dacă eu n-am voie să ies, nici nu aveți voie să intrați. Hai că forță, guys, fiți atenți că m-au luat pe engănii la primire. Bă, da, chestia e că trebuie să avem grijă, că noi suntem pe hardcore, gen. Bă, și n-am mâncare. Fiți atenți că improvizăm rapid acum o fermă, dar n-am ap... Mamă, ce m-am speriat, am crezut că direct m-am dus. Am picat. Ok, de fermă pot să fac, de fermă, doamne, de semințe pot să fac rost, dar de apă am și o apă pe undeva pe aici. Așa că trebuie să dau eu lumina asta mai aproape. Tu, cum fac acum? Deci facem așa. Poține din muton tu la bel. Bă, dar mie border-ul ăsta mi-e așa ochi, mă, nu știu, mă deranjează la ochi. Cred că trebuie să-mi pun ochelari, guys. Forță! Ideea e că eu am mai purtat ochelari când eram mic, pe mine nu m-ar deranja, adică n-ar fi ceva. Atunci când eram mic mă deranja, că zicea toată lumea că sunt aragaz cu patru ochi. Bă, de ce mi-am făcut al treilea pickaxe, bă? De ce, Aline? De ce ți-ai făcut al treilea? Ai trei pickaxe-uri de stone, ești nebun? Bă, știți care e chestia? Fiți atenți că o să vină zombie, pentru că eu aici sunt în pustietate. Eu sunt prins într-un border, eu nu pot să ies, dar ei poate să intre, asta e chestia. Și trebuie să facem, fiți atenți că luminez zona. Gata, guys, fiți atenți. Dăm un pac. Bă, a venit cu sabia în mână. De unde e la mă sabia asta, ești nebun? Bă, când ăsta o sabie de aia mă nenorocește. Ok, punem încă una aici. Încă o torță, îmi marchez teritoriul aici. Să știu când am pus torțele cam cât de extins eram. Atât, ok, bun. Am nevoie de mâncare și am nevoie de apă. Apă văd că am aici. Adică se poate vedea cu ochiul liber apa de aici. Dar bă, nu am cu ce să ajung la ea. Gen, trebuie să mă mai extind. Ce advancement-uri mai am pe aici? Mi s-au mai deblocat câteva? S-au mai deblocat o laie. Fiți atenți că am și aici adventure. What a deal. Hai că forță. Păi cum fac eu advancement-urile astea? Uitați-vă ce am aici astăzi, nebuni. Deci mai am nevoie dau un păiangăn. Un păiangăn poate să fie puțin până la mine. Un păiangăn de oriun. Ok, mai multe săgeți. Avem și bone meal. Bun, bă, dar vreau? Nu că vreau. Bă, am nevoie, mă. Am nevoie de niște iron, mă. Găsiți și eu pe aici random. Nu știu, mine și eu random pe aici spark și găsiți și eu niște iron. Bă, niște iron pe aici, vă rog frumos. Niște iron, adică așa, bă, de bun simț măcar să se trezească și Iron să fie. Hei, frumosule, ce faci? Bă, nu vrea, mă, bă, dacă nu vrea, bă, nu vrea. Creeper. Ia, fă bun. Asta zic, tată, bă. Am și Iron pe aici? N-am Iron. Forță. Dați așa că trebuie să repar scara acum. Gata, cred că am reparat-o. Mai găsit și eu ceva pe aici? Ia vreun creeper, ceva mai... Nu schelete, mă, un păiangă-mi voiam. Pleacă-mă de aici. Pleacă-mă de aici. Că n-am nevoie eu de tine acum. Dă-și mie săgeata asta, mi-o dai? Nu mi-o dă, normal. Să mergem mai jos, guys. Hai că mergem, dar bă, totuși... Da, așa da. Bravo. Așa îmi place. O bucată, mă? Mă, o bucată! Mă, una, mă! Haide, mă, jocule, măi.
Hai, mă, ce facem aici? Păi ne bate în joc, mă, o bucată. Păi ce fac, mă, cu o bucată, mă, jocule, mă? Măi, jocule, am auzit un liliac. Sper să fie mina aici, da, degeaba, că gen, dacă nu găsesc Iron, degeaba e mină, că eu nu pot să ies din borderul ăsta al meu. Opa! Opa, hello? Mama, am găsit, gata, mă, am găsit Stronghold, bate în Dragon Episode. Uita Stronghold, mă, gata, mă, bate în Dragon Episode. Am crezut că posesc. Aici este un pressure plate. Forță. Păi, bă, pot să accesez și eu chestul ăsta? Mai am nevoie de un advancement ca să pot să pot să-l accesez. Dă bă și mie un advancement. Pot să fac și eu pe aici ceva rapid așa de control? Ok, take shoot aim așa. Ok, avem aici un advancement, dar n-avem lână. Păi și cum fac eu rost de lână? Bă, fiți atenți. Haideți să mergem până sus. Să prăjim bucata asta de iron. Da, mă, da. Gata, mă, tată, știu. Prăjim bucata asta de iron. Da, advancement. Și după mergem și deschidem chestul ăla de mină. Da, mă, da, Aline. Mă. Da, mă, da, așa, mă. Folosește-ți, mă, creierul, mă, că de-aia l-ai. S-a făcut și zi afară? Mă, păi stai, mă, s-a făcut zi și tu ce cauți, mă? Stai sub pomul meu. Da, mă, pleacă de aici. Bun, fiți atenți. Facem aici un furnal. Eu încă am nevoie de mâncare, dar fiți atenți că o rezolvăm și pe asta. Îl punem aici, băgăm așa, facem o chestie de asta. Da? Unde, mă? Gata. Hai. Păi n-ajung eu la apa asta, mă, câte blocuri mai am? 1, 2, 3. Gata, mă, 4 blocuri mai am. Bun, ni s-a mai extins asta puțin. Acum, haideți să mergem. Bă, da, la chestul ăsta care era cel mai aproape? Ăsta, mai avem până la el. Bun. Hai să mergem să deschidem chesturile ăla de acolo din Stronghold, că sunt curios. Ce se află în chestul ăla? Poate găsim și noi niște mâncare, cine știe, că am nevoie de mâncare sau, nu știu, niște ață, că e mai mare posibilitatea să găsim niște ață, ca să pot să mai fac un advancement. Mamă, și avem aici acces și la lavă. Fiți atenți ce forță, dar numai că avem noi acces la lavă, dar bă, păi și nu pot să-l deschid? Mi-a dat seaca de aia colosală? Păi cu cât s-a extins, mă, ia stați așa. 6 blocuri, 7 blocuri. Păi și eu adineaură trebuia mai tâmpa, aveam nevoie de un bloc ca să pot să-l accesez. Acum de ce nu pot? Da, e forță, am luat seaca. Bă, dar dacă iau blocuri de astea, oare primesc advancement? Ia stați așa, că am ajuns aici într-un punct foarte, foarte interesant. A, păi nu pot să ajung până la să iau blocurile astea. Sau? Deci mi-e un bloc de ăsta de ametist? Forță! Nu mi-a dat advancement. Am luat blocul de ametist, dar nu mi-a dat advancement. În fine, haideți să mai găsim niște iron, pentru că am nevoie de 3 iron, să putem face și noi o găleată. Nu știu cum am putea noi să găsim iron pe aici, dar încercăm, nu? Știți care e chestia cu versiunea asta? Bă, da, stați, eu pe acolo am venit, ok. Chestia cu versiunea asta este că, ok, bă, Silverfish, nu, noi avem, putem să minăm mai mult, adică să mergem, bă, dar stați că se spawnează cât mai mult și nu e bine, bă, ok, nu mulțumesc, eu nu o să mă bag cu toți aici. Chestia e că noi avem acces cum ar veni până la stratul minus 64, însă nu găsim minereuri la fel cum găseam pe versiunea normală, gen, ați văzut, găsim o bucată de iron. În loc să găsim o sursă de iron unde găsim 4-5 bucăți de iron, găsim o bucată de iron, forță rău de tot. Ia uitați-vă la labă ca nebunit. Ok, deci nu m-a ajutat că am completat un advancement. Eu trebuie să mai găsesc. Mamă, ce m-am speriat de lilieci ăștia. Am plecat de aici, mă, lilie. M-am speriat, am crezut că e pe engă și că sare direct în cap. Dar eu am nevoie de mâncare. Ok, să mai luăm niște cărbune de aici, că putem să-l mai luăm aparent când ne-am mai extins și putem să mai luăm niște cărbune. Cărbunele e bine vei întorcând. Ok, ce băgăm și noi de aici la prăjit? Bă, nu băgam nimic, că gen nu vreau să mirosesc cărbunele puțin pe care l-am. Totuși, am nevoie de un chest. Stați așa că trebuie să ne facem un chest. Așa, îl luăm. Și acum îl punem aici că trebuie să ne depozităm și noi itemele, nu? Fiți atenți că le punem, le aranjăm frumos. N-am mai făcut asta. Bine, mai făceam asta uneori, le aranjam ca să fie ușor gen să le iau când aveam nevoie să le găsesc. Punem și noi aici, aici avem blocuri, punem și dirtul ăsta la blocuri, aici avem chestii de dropate de la mob. Ce este acolo? Văd o insulă plutitoare. De ce am acolo o insulă plutitoare? Nu știu. Unde-i vin? Stați așa că eu mai am 4... fiți atenți că am o bucată de iron. Eu cu bucata, dar nu mă, voiam să fac un scut, dar o păstrez. Ia stai așa să tăiem noi pomișorul ăsta de la avem aici, că trebuie să-l tăiem ca să ne cadă și nouă sapling-uri să plantăm mai mulți. Chiar dacă suntem într-o pădure și facem rost mult mai ușor de lemn, totuși haideți să-l tăiem pentru că avem nevoie de lemn. Și sunt curios ce este acolo sus. Ok, suntem aproape, poate găsim și noi niște iron, cine știe. Că văd aici ceva minereuri, dar problema e să nu cădem de aici, că dacă am căzut de aici, aia au fost. Ia dă-mă că mâncăm și noi niște Rotom Flash de ăsta. Să fie primit. Ok. Uitați advancement aici. Am mâncat Rotom Flash de a dat advancement. Păi nu știu, am dat advancementul ăsta, dar e ok. Advancement, achievement, cum neba să spune, mă? Că eu pe când m-am jucat, când aveam seria trecută, erau advancementuri. Da, mă rog. Bă, aici ce mai? Aici e insulă de rezervă. Mamă, uitați insulă de asta de Nether. Forță. Dar nu pot să ajung la ea pentru că nu este în perimetrul meu. Bun, păi dacă suntem aici, asta să ne luăm și noi niște lemn de ăsta de oak și chestia e că să faci noapte. Mamă, fiți atenți că eu dacă luminez insula asta, nu se pot spawna monștri. N-au de unde să vină, că gen eu am venit urcând. Ei n-au de unde să vină decât să se spawneze și dacă luminăm noi așa, pac frumos, gata. Am
rezolvat. Păi, și stați așa că eu vreau să mă uit aici, gen, în insulă. Mamă, ce era să mă arunc de tot. Nu, ușor, Alei, ai grijă. Joacă-te ușor, joacă-te safe. Ok, dă și mie blocul ăsta. Blocul, doamne, dă și mie emeraldul ăsta, ca poate e advancement. E bine că știu să mă joc Minecraft. Păi și atât este aici, nu găsesc și eu nimic. Dacă uitați acolo un boiom de ăsta de gheață, dar, bă, eu, gen, am crezut că dacă vin aici pe la voi, îmi dați și mie niște iron, mă, că am nevoie de iron. Bun, avem să ne facem armură, unelte și să umplem o găleată cu lavă. Mamă, ne facem scut, fiți atenți că trebuie să ne ferim de un proiectil cu un scut. Bun, proiectil înseamnă săgeată. Sau, nu chiar neapărat, dar poate fi și o săgeată. Deci, unde e? Pe aici am urcat. Ok. Fiți atenți că mergem jos să ne facem un scut, lăsăm un schelete să tragă, nu este periculos chestia asta, pentru că noi avem 4 inimi, dar ne putem să ne mai extindem, asta e chestia. O, și fiți atenți că ne mai extindem și putem să mergem în mine să vedem ce este în chestul ăla. Păi știam eu, bă, de ce mi-am făcut 3 pickaxe-uri. Știam eu ceva, cu să am nevoie. A, stați așa că am zis că tai pomul ăsta. Da, mă, da. Stați așa că luăm, n-am uitat. Era să uit, dar n-am uitat. Dar stați așa că trebuie să găsesc lemnul, să spargem frunzele astea de pe aici, să găsesc să ajung la lemn, că trebuie să spar tot lemnul ca să poată să cadă frunzele. Dar stați așa că mi-e frică că da, dacă a, ba nu, ba nu. E ok, pot să spar lemnul ăsta. Să nu spar pe ăsta că pic cam și e ceva până jos. Eu mai am 4 inimi. Mai e și noapte, e forță. Ba, Mr. Zombie, ce faci aici? Plea. Că, repede să facem un scut, stați așa, să facem un scut de protecție, pac, uite așa se face scutul, nu? Nu, ăsta aici, aici, bum! Avem scut, ok, îl tragem pe stânga, bă, dar mai avem 2 inimi jumate, mă. Bă, cu ce ne hrănim, mă, și noi până ajungem la apă? Da, să spargă astea de aici, că nu-mi place. Da, mă, tata, da, da, dă-i, mă, dă-i, mă. Ok, încă un advancement completat, acum mai avem pe la chestul ăsta, bun. Bă, gata, mă, gata, l-am completat, nu mai ieșiți. Bun, ok. Haideți să mergem să deschidem chestul ăla de acolo de jos. Trebuie să avem grijă, că pe aici sunt convins 100% că găsim creeperi. Ok. Iron pe aici, până preajmă? Nu. Bun, mai avem și până la lava aia. Stați așa că trebuie să avem grijă pe aici. Mi-e puțin frică că vă dați seama că aici e întuneric, da? Dar aici, uite, așa este momentul de față. Eu așa cobor. Dar pentru a vă oferi vouă o calitate mai bună a videoclipurilor, filmăm cu un Night Vision frumos. De fapt, cu un texture pack. Păi eu m-am chinuit ca să ajung la chestul ăsta să fie gol, bă. Păi, mă, tată, m-am crezut că găsesc și o mâncare, mă, mi-am luat țeacă. Opa, intrăm înapoi în chestia asta de amete. Am găsit gol. Dar goldul pot să-l iau cu pickaxe de asta? Cred că da. Nu știu exact dacă pot să-l iau, dar aflăm un... A, la cât de greu să sparge, nu cred că-l luăm, nu cred că ni-l dă. Da, nu ni-l dă, nu mai sparge, lăsăm goldul ăsta aici. Eu vreau să găsesc iron, am nevoie de iron și aici ce se află? Aici nu se află nimic, mă, am zis eu că se află niște iron. Mi-am făcut aici eu un mic labirint în caz de mă alergă zombie să nu știe pe un soia. Mă duc pe aici, pac, ba, pe aici, pe partea asta. Și eu mă pierd până el, dar nu contează. Dacă mă pierd eu până el, dar alinter zombie. Și, bă, dar eu nu fac bine că minez în momentul de față, pentru că eu am o inimă. Și eu deja, ia uite-l pe nemernic. Mă, ce cauz, mă, nemernicule, acolo, măi. Nu mai știu unde sunt scările. Să mă duc la suprafață. Aici, perfect, pac, punem aici, pac, și hai la suprafață. Și la suprafață, dacă o să fie noapte, o să fie forță, ok, nu este noapte. Măr, mă, mi-a dat măr. Mâncă, tată, mâncă, bravo. Dacă plantez un pom aici, nu-mi da advancement, forță. Ia stați așa, asta să-mi fac eu un hău. Dacă îmi fac un hău, faci în piatră, că avem o grămadă de piatră. Deci fac un hău, ok. Și dacă fac o chestie de asta și plantez, mi se pune advancement? Da, mă, da, tată, chiar dacă... Mamă, fiți atenți. La câte blocuri suntem? Fiți atenți că eu aici pot să-mi fac o fermă chiar dacă nu sunt lipit de apă. Da, mă, da, da, mă, Aline, da, mă, da, mă. Tocmai tu ai spus, Aline, mă, să-ți folosești creierul. Folosește-l, mă, Aline. Bravo, mă, bravo. Ok, dăm bone meal. Dăm și de aici bone meal pentru că avem o grămadă de oase. Facem bone meal. Da, mă, da. Asta zic. Gata, mă, păi nu mai îmi fac griji acum de mâncare. Gata, am. Stați așa, să fac pâinică. Două pâinici. Sunt bune încât să-mi umplu hungerul și să-mi regenerez viața. Sau măcar să-mi regenerez ceva din ea. Asta zic, bă, asta zic. Gata, mă, avem și ferm. Păi mi-am îndeplinit scopul pentru episodul de astăzi, eu sincer. Avem mâncare și mai creștem o dată. Pentru că mai avem bun, nu mai avem foarte mult, dar avem. Hai, mai creștem o dată. Forță. 1, 2... 3-4, deci fix până aici. Astea s-ar putea să nu mai... Asta s-ar putea să gen să sară pentru că nu se udă, dar avem. Ah, și fiți atenți că putem să facem și pe aici. Gata, mă, tata, avem fermă, mai avem puțin și ajungem și la chestul ăsta. Bun, și să ne uităm aici la advancement-uri de fermă, ce avem? Putem să ne facem o undiță, stați așa că o să-mi fac o undiță. Unde mi-este mie ăsta, ok. Vreau să-mi fac o undiță pentru că undița asta ne va fi de folos. Stați, invers, uite așa. Stați că mai am nevoie de bețe. Ok, pac, pac, pac și facem o undiță pentru că cu undița asta, chiar dacă nu ne dă
advancement, putem să pescuim și putem să prindem pești. Ia să pot să pescuiesc? Hai că pot. Forță, nu contează, când o să ajungem acolo la apă, o să putem să pescuim cu undița asta și o să avem mai multă mâncare. Da, mă, da, Aline, e bine că te duce cap. Ok, haideți să ne regenerăm viața full și să mai dăm o tură în mine. Hai, tată, hai. Acum e momentul nostru să găsim iron. Hai, nu mai mi-e frică de tine, mă. Puteți să veniți sute de mii, că am viața full. Ia uitați-vă când sunt aici, că sunt trei, bă, sunteți nebuni. Unde s-a dus ăsta? Păi nu mai era unul, mă, ce s-a întâmplat cu el? Da, mă, da. Hai. Hai. Dă-mi și mie niște bone meal, că am nevoie de... De fapt, dă-mi niște oase, că am nevoie de bone meal. Da, mă, da, tată. Hai, tragi, tragi. Bravo. Dă-mi coace, că facem și nivel. Bun, bun, am 4 rotten flesh, forță. Haideți să mai minem random pe aici, că poate găsim niște iron. Că eu asta vreau, să găsesc niște iron, pentru că cu iron ăla putem să mai facem ceva advancement-uri, să ajungem la chestul ăla. Sper că ăla să nu fie gol. Că dacă e gol, alt F4. Aud un schelete, sunt gata să o dăm parte în parte. Bine, vreau niște iron prima oară. Și nu mai am pickaxe? A, nu mai am, deja le-am epuizat, alea 3 pickaxe-uri. Nu-i problemă, că mai facem unul fix aici în mină. Aud eu un schelete și cred că e pe aici pe jos. 100% e pe aici pe jos. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Hai, mă, unde ești? Aici nu e că e lumină. Aici sunt sigur. Hai, mă, zombalăule. Bă, stați așa. Haideți să călcăm pe pressure plate-ul ăsta, să vedem ce se întâmplă. Că acum, acum putem, cred. Nu vreau să mă uit în coma în bloc ce este, dar după, dacă nu se întâmplă nimic, o să mă uit, să știi coma în blocule. Că o să te accesez, ia. S-a întâmplat ceva, ok. Dar nu știu ce mi-a dat. De ce găsim atât de mult cupru și de ce... Găsim atât de puțin iron, am găsit doar o bucată de iron, mă. Mă, pe bune. Și uite, mă, că acum nu se mai spawnează nimic, mă. Ăsta nici nu m-a văzut. How? Te-am luat. Te-am luat, gata. Că un advancement completat. Acum hai să mergem la suprafață, pentru că nu mai am ce face aici. Nici nu vreau să mai am de-a face cu mina asta, decât dacă găsesc iron. Dar momentan nu găsesc iron, deci nu mai vreau să am de-a face cu mina asta. Ne-am apropiat și noi măcar puțin de chestul ăsta. Da, avem puțin și avem acces și la apă. Da, acum avem acces. Nu, nu avem acces și degeaba am avea acces. La chestul ăsta nu avem. Degeaba am avea acces, că gen nu avem iron. Nu avem o găleată. Și sper că în chesturile astea de aici să găsim iron. Și ăsta cu prost a început să se oxideze. Forță. Și da, bă, băieșete, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă vă place seria asta și vreți să o continuăm, scrieți-vă acolo în comentarii, apăsați-vă acolo butonul acela de like și ne vedem de la viitoare. Ciao!